președinte, înainte de a începe ședința, propun un moment de reculegere în memoria regelui Mihai, președintele național, dacă sunteți de acord. Da. Deci este statuta, putem începe ședința, declarăm deschisă ședința de astăzi. Înainte de... avem o cerere al domnului Cionigel, vrea să participe și este legal să participe la ședință, anunțăm că participă la ședință, are și o cerere înregistrată la noi. La ședința de comisie, de la Comisia Economică, s-au votat niște amendamente, la celelalte comisii văd că nu. La proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție din aparat de specialitate al primarului Comunei Balcan, s-a votat, dar fără postul de administrator. Este un amendament. La un alt proiect de hotărâre, stabilirea impozitului și taxelor locale și a taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2018, s-a votat că aceste taxe să rămână la conform legii, să nu se mai fără majorări, și un alt amendament la proiectul de hotărâre privind încadrarea terenurilor aparținând Comisiei Comunei Balcan pe zone de intravilan și extravilan, s-a hotărât ca în zona A să fie numai terenurile care sunt de o parte și de alta a drumului județean de 156A, iar zona B să fie toate celelalte terenuri necuprinse în zona A. Restul sunt favorabile, sunt de acord. Dacă sunteți de acord cu aceste amendamente, cine este pentru? Numărați. Pentru introducere. Pentru introducere este amendament. Deci, dacă sunteți de acord cu aceste amendamente, rămân valabile, numai rămân valabile proiecte de hotărâre inițial propus de domnul primar. Care se supresa vot atunci când depune fiecare la vot. Amendamentele se propun de introducerea pe ordinea de zi. Păi de introducerea pe ordinea de zi. Dacă sunt de acord să introduci pe ordinea de zi și îl dezbatem punct cu punct. Punct cu punct, da. Da, dar nu se anulează proiectele de hotărâre. Nu, nu se anulează. Dăm citire, da, înainte de a începe, avem o adresă de la Tribunalul Bacău. Când a venit? A venit aseară. 14, azi, în care zice, alăturat în atenția domnului primar Luca Vasile spre știința Consiliului Local al Comunei Balcani. Alăturat vă înaintăm certificatul de soluție din dosarul 364 al Tribunalului Bacău, secția a doua civilă, de contencios administrativ și fiscal, în care prin decret civil, de nu așa, decizia civilă 1230/7/12/2016 s-a dispus. Admite cererea formată de reclamații Elisei Sergiu Cătălin în contradictoriu cu Comuna Balcan, Consiliul Local al Comunei Balcan și cu intervenientul forțat Ferenț Ieronim, suspendă executarea hotărârii numărul 44 din 30/6/2017 adoptată de părâta până la soluționarea cauzei din dosarul număr 2316/1110/2017 a Tribunalului Bacău. Hotărârea Consiliului Local numărul 44 din 30/6 privește validarea mandatului de consilier local al domnului Ferenț Ieronim și față de împrejurarea ca Tribunalul Bacău a dispus suspendarea executării hotărârii Consiliului Local, vă rugăm să luați act de această hotărâre judecătorească executorie de drept cu care urmează să o prezentați în ședința Consiliului și domnul Ferenț Ieronim nu mai are dreptul de vot în ședințele Consiliului Local în calitate de consilier local până la soluționarea cauzei dosarului 2316/110/2017 și nici să primească indemnizația aferentă. Citesc că e la Xerox și nu se observă.
secția, Tribunalul Bacău, județul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, numărul 3643 pe 110. Văzând cererea formată de Elisei Sergiu Cătălin, certificăm că prin decizia civilă numărul 1230 din 7-12-2017, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul numărul 3643 din 11, nu știu cât, privind pe reclamant Elisei Sergiu Cătălin cu domiciliu în Comuna Balcani, județul Bacău și Pârâții, Unitatea Administrativ-Teritorială Balcani, Consiliul Local al Comunei Balcani cu sediu în Comuna Balcani, județul Bacău și intervenient forțat, Fereț Ieronim, cu domiciliu în Frumoasa Balcani, județul Bacău, s-a dispus următoarele. Admite cererea formată de reclamantul Elisei Sergiu Cătălin în contradictoriu cu Pârâții, Comuna Balcani, Consiliul Local al Comunei Balcani și cu intervenientul forțat Ferenț Ieronim. Suspendă executarea hotărârii numărul 44 din 30-6-2017, adoptată pe Pârât, până în soluționarea cauzei obiect al dosarului 2316-110/2017 a Tribunalului Bacău. Executorie de drept fără cheltuie. S-a eliminat prezentul certificat de la cerere. S-a anulat taxa judiciară de timbru de un leu conform chitanței de la dosar, cu drept de recurs în 5 zile de la comunitate. O declara? O rămas cu definitivă? Nu. Păi dacă nu a rămas definitiv, noi nu putem pune decât... Ba da, și de la tribunal venit... Păi nu contează, o rămas definitivă? Eu mi-am făcut datoria mea, să faceți ce știți. Nu e vorba de asta. Noi, partidul, trebuie să luăm la dispoziție, ar putea să o văd și eu. Sigur, vă dau o copă. Deci nu are drept de vot și invitație. Tribunalul hotărât nu are drept de vot. Nu e nevoie de asta, pentru că orice consilier, local trebuie să aibă sprijin politic. Asta trebuie să știm fiecare, nu? Că stau că el dovedește care este sprijin politic la fiecare, noi îl validăm. E vorba de instanță judecătorească, nu din noi. Da, dar instanța nu poți să pronunți asupra partidului, că nu s-o judecat cu PNL. Păi eu ce zic, e treaba partidului. E treaba noastră. Noi și-am primit eu bani. Deci noi partidul, noi PNL-ul, în momentul că eu și la prim vicepreședinte la Bacău, la filială, în momentul când dăm un consilier cum e domnul Ferenț sau altul, primăria e obligată să-l valideze. Nu poate să valideze primăria un consilier care nu are susținere politică. Asta o știm fiecare. Chiar dacă apare hotărâre judecătorească. Deci întâi să rămână definitiv, o studiez și eu. Nu, dar o citesc și o dau da, la nu, țelul. O dăm la dar trebuie să aibă, aveți cu voi. Dar n-ați spune și voi? Noi mergem mai departe. Ne-ați anunțat, noi mergem. Deci, noi mergem mai departe. Fără drept de vot să scrie acolo și fără. Așa nu spune de voi. O dată ce-o dat tribunalul care... Eu spune că nu are drept de vot. Hai, domn președinte, o clarificare dumneavoastră cu partidul. Corect, și mergem mai departe. Normal, dar trebuie să rămân partid. Dăm, dacă aveți probleme la obiecțiuni, la procesul verbal, la ședința din anterioară, din 12, la cu două fost, 5 a 12. Dacă vă simți că... Sunt? Nu, se pune la vot. Nu da. Dăm citire, nu? Dăm citire, domnul. În conformitate cu dispoziția articolului 39, alineat 1 din legea organizației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în ziua de 15-12:30 în sala de ședință a Consiliului Local. Cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Balcani, anexa 1 HCR 53 din 3-5-2011. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 2018 la nivelul Comunei Balcani, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani anul 2017. 6. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor aparținând Comunei Balcani pe zone intravilan și extravilan. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2018. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate a primarului Comunei Balcani.
și 9 diverse. Da. Mai erau ceva adresă cu aia 400 de da, pres. Da, când ajungem la buget, discutăm. Păi, da. Ați pus o ordine de zi? După ce v-au fost transmise invitațiile la ședință, s-a primit de la Finanțe de la Bacău o adresă prin care ni se comunică repartizarea unor sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, pe care n-am prins-o în rectificarea pe care v-am transmis-o, pentru că n-am știut de ea. E vorba de un minus la 110206 și un plus de 45 la cote defalcate 040204. Deci se suplimentează bugetul cu încă 40 de mii de lei. 40 de mii. 400 de mii. Dar trebuie să scrieți un proiect de hotărâre, unde puneți banii. Da, păi când vom ajunge la discuții, la venituri vor intra, iar păi, propunerea de repartizare pe partea de cheltuieli, da, discutăm la proiectul de buget. Da, dacă sunteți de acord să spun acest punct pe ordinea de zi. Cine este chiar? La primul proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. Este regulamentul de organizare și funcționare, da? Da, prin material, discuție dacă aveți primarul la material. Da, dacă nu sunt nimic, până-l vrei? Nu? Cine este pentru? Acest proiect de hotărâre viabilă asta. Da. Cum sună acum cu doi? Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Balcani, anexa 1 la HCR-53 din 3-5-2011. Da, de la Asistența Socială cu hotărârea, da? Da, discuți. Dacă nu sunt, cine este pentru? Da, scuzați. 3. Proiectele privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018 la nivelul Comunei Balcani, județul Bacău. În graficul care în fiecare an, deci la, de la 3,87 și 2018 la 4,07 taxa de salubrizare. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? 4, împotrivă, 5. 4, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Reconstruirea Orașului Dărmănești. La ironic nu face. Nu sunt ea în capul vot. Deci nu votez ironic, nu? Aleluia! Domnul primar, dacă îmi permiteți, eu iar din nou le-a citit. Există un certificat de soluții, certificat de soluție care după orice hotărâri care se dă, s-o pronunța, judecătoria s-o pronunța, da? E cu recurs în 15 zile. Păi nu a rămas definitivă. Deci ca să înțelegeți dumneavoastră. Nu trebuie să înțelegă domnul consilier. Voi consilierii înțelegeți. Uitați. Eu sentință pronunțată e. Da, văd că de clar scrie acolo. Nu scrie. Până la data. Da, doamne, dar nu la soluție. Până la soluție. Până la soluție. Nu mă deranjează că votează când nu, că tot așa scrie. Nu are dreptul de vot. Dar nu că nu... Dar poți să-și ia în sală, că nu dă nimeni afară. Nu că îi sustrage, îi se sustrage dreptul pe luna asta. Dar nu a zis nimeni de asta. Spune destul de clar. Da. Până la soluție nu are voie. Dați voi să vorbesc? E partidul meu, da? Da. E partidul meu. Face parte din PND, da? Deci. Până la soluționare, dumnealui, dacă rămâne definitiv, dumnealui e consilier. Chiar dacă nu votează. Ca să știm. Da. Dar nu zici nimeni că nu ești consilier. Eu sunt consilier. Vă zici cineva că nu ești consilier? Da. Deci nu s-a judecat cu partidul, nu e oposibil. Dar nu zici nimeni că nu mai ești consilier, domnul Gânga, dar n-ați înțeles. Pentru mine hotărârea e oposibilă. Deci pentru mine e o hârtie. Dar nu zici judecătorii și să judecăm. Domnul, acasă o dăm la urmă. La punctul care o știu domn primar, punctul 3, paxa 4. Da. Ciprian, zi dacă ai ceva de zis. Da, mi se pare foarte ciudat ce ne se cere nouă aici, să votăm noi aprobarea, analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1. Adică cum? Noi să fim de acord și pe urmă ei calculează ce vor și cât vor și la ce sumă vor, nu?
Băieți deștepți ăștia. Pe urmă, să votăm noi, să fim de acord că se aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare. Păi da, de ce nu-și asum responsabilitatea? De ce ne cer nou votul pentru așa ceva? Pentru că noi suntem ADIS-ul. Păi mărire. Noi suntem ADIS-ul. Da, într-adevăr, dumneavoastră reprezentați eșecul unui contract încheiat în mod abuziv, dar eu nu mă puteți forța pe mine să votez pentru ce ați negociat dumneavoastră în paguba oamenilor. Cine vă forța? Deci asta vreau să-i explic, de-aia voi vota împotriva. De hotărârii care se votează, nu se votează, dar vedem ce sunt. Dar care e cauza de o exclusă la sufermă? Deci nu vor să plătească. După părerea mea, ar trebui să facă toate comunele așa și să renegociem un contract cu o altă firmă și cu altă... Aici vreau să ajung. E un început. Probabil că e bun. Dăm. Pleacă fiecare comună, probabil că e ceva bun, dacă așa consideri ei, nu? Gândesc și eu. Dar vi se pare normal să plătim sumele astea pe gunoiul ăsta? Mi se pare normal 4 lei pentru... Dar nu vorbim de 4 lei. Puneți suma totală pe an. La o familie de 6 oameni. Câte familii sunt? Cât e suma, domnul? 240 pe an. Și vi se pare normal să plătești 240 lei pe an pe gunoi? Eu aș plăti și mai mult să vină să-mi ia gunoi. Păi da, pentru că dumneavoastră stați pe banii oamenilor, din salari... Toată lumea stă pe banii oamenilor. Din salari, pe bani publici. De-aia vă convine să plătiți, nu vă interesează ce costă. Toți de aici stăm pe spatele oamenilor, toți de aici. Toți de aici stăm pe banii oamenilor. Da, salari din oamenilor, din banii oamenilor. Ce cine are salari din banii? Ce salari am eu, indemnizați. Aia este indemnizație, nu-i salari. Dar tot depinde din taxe. Da, și comparați 500... Poți să termin? Nu, nu, lăsați-mi de aia. Nu mai explică, sunteți de acord. Nu, nu, nu. Deci vreau să termin ce a început domnul primar, dacă îl mănâncă limba. Nu mă mănâncă. Ce indemnizație avem noi, domnul primar? 5 milioane. 508 lei, da? Ce salari aveți dumneavoastră? 50 milioane. Așa. Să compară? Da. Eu lucrez 30 de zile cu 8 ore pe zi, cu 24 de În beneficiul Romprestului, într-adevăr. Nu, în beneficiul Romprestului, Balcani. Hai să discutăm pe subiect. Hai să discutăm pe subiect. Hai să abatem de la subiect. Păi nu ne abate. Nu-i de acord, nu sunteți de acord. Cine este pentru? Mai e cineva care vrea să intervină? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Se abține cineva? 1, 2, 3. Împotrivă? 3, 5. 5. Proiectul privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan pentru 2017. Mariana, am de fapt discuție. Suplimentarea bugetului cu suma pentru ajutorul de încălzire a fost propunerea la rectificare de buget. Diminuarea creditelor pentru plata securizării, că finanțarea a fost mai mică decât s-a estimat inițial. Și adresa despre care v-am spus, cu suplimentarea încă cu 40.000 la partea de venituri, la partea de cheltuieli, ca și propunere, am zis 26.000 la culte pentru... Avem o factură pentru terenurile de la biserică. S-au discutat la începutul anului, știți despre ce vorba, am făcut acte pentru fiecare biserică pe teren și clădirile care au pentru și vorba de vreo 40 de... 41.000 la toate biserici. Nu? Titlul lucrate pe terenuri, că nu au, pe... Așa, 10.000 la întreținere și spații verzi. Stați că nu am înțeles. Bolmojit acolo n-am înțeles nimic. Deci ce s-a făcut cu banii ăștia? S-au făcut acte pentru titlul de proprietate pentru terenurile bisericilor și clădiri. Așa. Da. Pe banii primăriei? Da, s-a discutat la începutul anului. Bun, și pentru oameni când se va face chestia asta? Pentru oameni, se lucrează pentru oameni. Când? Deja avem, suntem la al doilea sector. Am început un sector la terminat gratis. Nu știu de ce au apărut prin ziare, cine de unde ne-a scos voi, că Balcanii nu-i prins în asta. Da, de la ziare. Păi vezi ce fac ziare și televiziunea. Dar noi deja am terminat. Am terminat un sector. Din frumoasa am început pe al doilea. Urmează Balcanii, Schipul și Rudașul.
E o lucrare destul de elaborată și de... De ce ați văzut oameni la rând, la registrul agricol? Sunt eu pentru adverință, pentru clarificări, că na, la noi nu a fost cooperativizată și, într-adevăr, e mai greu față de alte comuni. Da. Acum 10.000, deci am zis la spațiile și un 4.000 la primărie. Diferența, ca să iesim pe 40.000. Să fie echilibrat bugetul. Dacă vă vrea să cineva să mă intervină această... Aici aș întreba pe doamna contabilă, că scrie aici Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și a creditelor bugetare la capitolul 83, alte cheltuieli în domeniul agriculturii, cu suma de 98.000 de lei. Ce înseamnă? Diminuarea. Deci acolo au fost prinși banii pentru cadastru sistematic. La partea de venituri 43.02.34, banii pe care trebuia să-i primim de la OCPI și la capitolul 83, partea de cheltuieli de unde trebuia să plătim. Noi am estimat inițial o sumă, toată suma din contractul de finanțare, pentru că s-a făcut mai puțin de atâta la recepție, deci am lăsat ca și credite și la cheltuieli și la venituri suma exact de care avem nevoie. Să nu fie umflat bugetul artificial. Să înțeleg... Da. Să înțeleg că... Da. Domnule care se ocupă cu cadastru, totuși sunt plătiți? Numai că noi primim... Da, banii vin de la minister. Prin ANCPI. ANCPI-ul virează banii în contul nostru, noi plătim firma care face treaba. Trebuie clarificat situația asta ca să mă apară discuții în sensul că... Da, e reglementat că se plătește la noi, în altă comună nu se plătește. Deci, nu. Da. Comunele care sunt împrinse în acest program vom primi sub forma asta finanțarea pentru această treabă. Da, dacă vrea cineva să mai intervină. Da. Ziceți, doamne. La referat, nu înțeleg aici și o treabă. Deci, este tot așa, doamna contabilă. Față de suma totală cumprinsă în contractul de finanțare și buget local pe anul 2017, se va plasa suma efectiv de puncte-puncte. Pe 17.000. N-am scris? Nu sunt trecut, puncte-puncte. Înseamnă că am luat referat înainte de a scris suma. Eu am completat, da, în raport, da, inițial n-am știut exact suma. În raportul de specialitate este scrisă suma? Și la noi este scrisă. E vorba de aceeași, poate ați făcut o copie înainte de a completa toată treaba. Dacă a ajuns la școala dumneavoastră... În raportul de specialitate. Deci, citești altceva. Eu original l-am adosat, nu știu. Da, hai, am să luăm ca să fie suma de... Da, supuneți de aprobat. Cine este pentru? Nu, stați puțin. Mai vrei? Păi nu, dar nu e... Nu sunteți... N-ați înțeles, uitați. S-a solicitat spre finanțare în sumă de 17, așa. Față de suma total cuprinsă nu știu ce, se va încasa suma efectivă de... 17.000, asta. Asta de aici se va încasa. Deci suma de sus de 17.790. Da, da. Deci față de suma inițială aia de 116.000 cât era în buget, se va încasa efectiv ăștia 17.000. Și atunci nu se mai justifică 98.000, diferența dintre 116.000 și 18.000 cât rămâne în buget. Da, s-o prăvăsit gata. Spune la vot, cine este pentru? Numărăm. S-a abținut cineva? Nu abține. Împotrivă? Nu. Deci trecem la punctul numărul 6. De o hotărâre privind încadrarea terenurilor aparținând Comunei Balcani pe zone intravilan și extravilan. Și fără explicații înainte de a zis. Da, eu când am vorbit cu Margareta, așa am zis, unii cu asfaltul să fie... Păi asfalt nu este numai pe drumul județean. Nu, și dălea drumul păi local. Păi asta am făcut noi în proiect. Păi de asta au venit la amendament. Nu, în amendament a eliminat toate drumurile comunale și a rămas doar județean, am înțeles, nu? Nu, care deci propunerea a fost făcută așa, ca toate terenurile situate de o parte și de alta a drumului județean și a drumurilor comunale asfaltate să fie în zona A, în zona B toate celelalte, pentru că în vechea hotărâre din 2015 aveam doar două drumuri comunale asfaltate și au fost nominalizate distinct, adică terenurile de o parte a drumului județean și cele de o parte de alta a drumului comunal Balcan Schitu Frumoasa, Valea Frumoasei și Olari. Era vorba doar despre cele asfaltate la momentul respectiv. Pentru că recomandarea a fost ca această încadrare a terenurilor să se facă multianual, să nu umblăm în fiecare an la modificarea lor,
Și pentru că urmează să se mai modifice categoria de drumuri, pentru că urmează să se mai asfalteze și altele, că s-au mai și asfaltat în 2016 și nu au fost cuprinse în hotărâre. Am zis să le numim la general. Deci toate cele comunale care au asfalt să fie la fel cu cele județene. Celelalte care sunt încă pietruite sau așa să rămână în categoria B. Deci asta a fost modificarea. Să le mai nominalizăm pe cele comunale pentru că în timp se mai modifică categoria lor de drum și atunci... Asta a fost propunerea? Primarului. Acum e propunerea noastră. Dar care-i propunerea? Dat un pic. Păi acum. Supunem întâi propunerea primară. Am spus-o, am citit-o. Am zis că la acest proiect de hotărâre, Comisia a hotărât ca în zona să fie numai terenurile care sunt de o parte și de alta drumul județean DJ156A, iar în zona B, să fie cele... celelalte terenuri necuprinse în zona, adică fără... Deci comunalele să fie la B toate, chiar dacă sunt asfaltate. Da, până la vot... Eu am venit cu propunerea. Da. Aș vrea să vă explic de ce. Și v-aș pune o întrebare. Aveți vreo categorie mai sus de A? Este cea mai mare. Dacă s-ar fi încadrat toate terenurile într-o singură categorie, aia trebuie să fie obligatoriu A. Dacă se încadrează în 2 A și B, dacă în 3 categorii A, B, D, așa este în norme. Deci nu putem pleca de la B, C sau C, D sau altfel, decât de la A se pleacă. Bun, acum vă întreb altceva. Eu sper că în comuna asta să ajungem, să ducem și noi un trai decent, să scăpăm de oamenii care fură și jecmănesc bugetul local. În momentul în care comuna asta va avea și altceva în afară de un asfalt turnat în bătaie de joc și la suprapreț, în ce categorie mai băgăm casele? Pentru că ar trebui să aibă canalizare, ar trebui să aibă trotuare, ar trebui să aibă rigole, șanțuri de scurgere, chestii care la noi nu există. Dacă noi le punem cu porcăria asta de asfalt la suprapreț în categoria A, când vor avea celelalte lucrări executate, unde le punem? Ca la frigidere, la A++? Nu există decât categoria A. Păi tocmai de aia eu am venit cu propunerea să le ținem la B. Pentru că nu e o justificare să le treci la categoria A și să taxezi oamenii suplimentar. Pentru că tu ai fost de acord și ai asfaltat la suprapreț niște kilometri. Și acum să-ți scoți pârleala tot pe spatele oamenilor. Deci cele două categorii sunt de prin 2005. Păi nu, explicați-mi la ce categorii le mai băgăm când vom avea canalizare, atunci șanțuri, trotuare. Păi sunt deja la. Nu, deci cele fără ulițe. Dar nu e normal, doamnă. Doar dacă facem A, B și C, facem trei categorii atunci. Păi nu e normal ce cereți dumneavoastră. Asta încerc eu să vă explic. În momentul de față nu sunt de categoria A. Categoria A, părerea mea, ar presupune toate aceste facilități. Deci trebuie obligatoriu plecat de la A, nu ne lasă să plecăm de la B încolo, dacă este o singură sau două. Și plecăm la B, pentru că asfaltul nu justifică tot ce vreți dumneavoastră. Păi, ar trebui să mai aibă... Nu putem pleca de la B, trebuie să plecăm de la obligatoriu. Așa zice în normele de la codul fiscal. Deci dacă avem o singură categorie, aia va fi A pentru toată lumea. Dacă împărțim comuna în două categorii, vom fi A și B. Dacă împărțim în trei categorii, A, B, C. Păi împărțim în așa fel încât să putem... Singura diferență, pentru că nu avem canalizare, dar de toate celelalte rețele beneficiază toată comuna. De... Care celelalte? Nu avem gaz, avem doar curent electric. De cele existente beneficiază toată lumea, am vrut să spun. Nu, lumina de cea telefon... existentă? Cea existentă, că e una, e curent. Telefonul e contract privat, nu-i asigur, nu a contribuit nimic primăria să-mi pune o telefon la mine acasă. N-a spus lucrul ăsta. Deci nu este un serviciu. Haideți să supunem la diferența noastră. Cred că trebuie să facem categoria A, B, C. Nu putem să taxa B de pe valea rudașului ca și ceilalți care au asfalt. De asta zic, cred că trebuie să facem. Nu categoria. Bine, zona A. Așa ceva m-am gândit și eu din zilele. Valea rudașului. Vine așa de a doua. Ca după harta cadastrală, cum ar veni... Totuși, linia întâia e drumul județean, dar după aceea vine linia a doua, adică casii cu ulița... Deci vine de la din coața e dreapta noastră. Tot dispare o uliță. Că e asfaltat, nu e asfaltat, dar linia a doua. Cu motiva cu ce am spus eu. Nu se compară cu minii, nu se modificia decât asfalt. Atunci e un nonsens, pentru că cei din categoria T n-au canalizare, n-au apă, n-au nimic. Domnul președinte, v-am scris la cuvântul pe bani. Stați un pic, între timp vorbea domnul Germaș. Nu, gata, eu atât am spus. Da, deci... Da.
Deci, îi dau dreptate și domnul Barna, pentru că, într-adevăr, nu avem utilitățile necesare, dar eu ar vrea să spun în felul următor. S-a turnat un asfalt la schid. Exact, dacă mergeți eu, dacă ies din o gradă, mă duc în mâlc. În fiecare an am inundații, datorită că nu sunt consolidate apele. Nu poți niciodată compara un teren de schidul Frumoasa cu ăsta de la DG156A. Cum putem noi să luăm zona A la un teren de Picăsoasa, de exemplu, care se bagă asfalt și de la asfalt mergem pădurii sau de la și pe parte și pe alta? Eu știu așa, că zona asta noastră nici măcar nu a fost colectivizată. Deci o zonă cu hlei, cu mâl, cu tot ce este. Chiar toată comuna nu că ar trebui băgat în zona B. Dar noi nu putem să mergem să includem acum în zona A drumul Schitul Frumoasa de aici și până la Ghidionul și Căsoasa. Cât s-a băgat asfalt? Păi asfaltul ăla, dacă e să-l faci așa, eu nu-l pot considera nici măcar asfalt. E o utilitate care dacă trec două mașini, una se duce în șanț. Mergeți la fața locului și vedeți. Mulți zic că suntem mulțumiți. Eu unul nu sunt mulțumit cu asfaltul ăla. În momentul când se face asfalt, bagă utilitățile toate. Scurgeri de apă, nu vorbesc de canalizare. Apa care trece pe drum. Deci nu-i an, mai ales eu, să nu am inundații la casă. Nu vede nimeni treaba asta. Și față de gospodăria mea, sunt 10 de gospodării în Schitul Frumoasa. Cum pot să iau eu la omul ăla să-l trec în zona A, că el în fiecare an e deranjat de apă? Hai, domnule, să facem consolidările la apă, să facem o protecție, să nu mai vină apa în casele oamenilor și îl băgăm și noi în zona A, cum spune fiecare. Până atunci eu sper că atunci, zona B să știți să că merit. Și la drumul ăsta județean, aproape jumătate când sunt inundații, domnul și aici inundații. Domnul președinte, eu dacă vă duc la tata lui Barna, eu luat tot de acolo. Am pierdut acum 2 ani în jurul la 400 de milioane datorită intemperiilor. Acum am văzut că se face un proiect care intră, trebuie să-l aprobăm, care dacă intră cine e afectat de intemperii, îi scutit, am înțeles, de 5 ani. E foarte bine. Totuși e ceva. Părerea mea, până când nu se modernizează ca lumea și situația la schimb, să o lăsăm în zona B, nu definitivă. Deci nu definitiv. Poate lucrările-s gata la anul. O lăsăm anul ăsta în zona B, să rămâne cu zona A, exact cum am procedat în amendamentul respectiv. Acum a postat, deci acum facem modificare. Facem modificare cu amendament. Păi de asta, păi tocmai până acum nu au venit apele așa cum au fost anul trecut. Deci ne-a deschis ochii apa care a fost acum 2 ani. Sau acum un an, că nu a fost el. Eu vă spun, eu am suferit și pe lângă mine au suferit mulți. Și nu vă spun ca cineva dintre noi sau copiii noștri să suferi cum a suferit eu. Și nu mi-a dat nimeni un pic sau măcar să vină să vadă. Și de asta eu mă opun și chiar vă rog frumos să votăm cu fiecare amendamentul care l-am propus, să fie bine pentru fiecare, atâta putem și noi. Măcar să le luăm un bănuț mai puțin la oameni, dacă nu putem deocamdată. Poate pe viitor să dăm și utilitățile necesare pe zona Schitu, aici poate să intre, cred că și Olarii sau Frumoasa sau cine mai intră, Budașul, care mai fi pe zonele secundare. Da. Toate utilitățile. Nu, revin atunci, eu revin aceeași chestie. Dacă se propune la schid, sunt de acord cu domnul Petrică. Pentru Valea Rudașului și linia 1 și a 2 la Rudaș, zona C, nu sunt aceleași condiții pe Valea Rudașului, acolo unde este asfalt. Acolo e cel mai rău. Da, pentru cel mai rău. Bine, sunt de acord. Să fac A, B, C, exact cum am zis. Atunci pentru Valea Rudașului, pentru linia 1 și a 2 la Rudaș, zona C. Când nu au aceleași condiții, să fim serioși. Pot să mai fac o remarcă? Noi încercăm să ne ținem cu coada pe sus, fără să avem o bază. Nu poți să treci în categoria A să te lauzi tu la județ că ai comună țonțoasă, pompoasă, când tu de fapt ai comuna praf. Asta e realitatea. Trebuia lucrat să ridici comuna, nu să faci bănci și parcuri în anii ăștia. Asta e problema. Deci da. De-aia nu suntem de acord. Mai și mi se pare, cum zic, de bun simț să recunoaștem chestia asta. Nu poți merge cu minciuna la nesfârșit. Da. Zice domnul. Da. L-am ascultat foarte bine pe domnul consilierul Gânga. În cazul ăsta apare o problemă. Nu că n-aș fi de acord ca să fie în zona B drumul Schitul Frumoasa. Dar totuși are asfalt. Lucru care eu atât am și eu. Asfalt la poartă. N-am altceva în plus față de Schitul Frumoasa. Și trafic.
Nu am nimic abrupt. În schimb, așa, ceea ce a spus domnul German, Valea Rudașului, unde sunt zonele cele mai critice, deci cele mai critice cum e Căpățâna sau pe unii Căpățâna, alea trebuie umblat și făcut ceva. Pentru că atunci, eu nu sunt potrivit la ce a spus, dar apare contradicții. Păi cum adică, eu îmi convine să stau în zona A pentru cine? Lua și analizați bine. Nici noi nu suntem în zona A. Cum nu? Suntem în zona A aici, la Balcan. Suntem, dar nu e A. Nu, dar dacă la schiță aprobă zona B, păi și mie la Balcan vreau zona B. Nu, noi schițul, deci fundul schițului, Lutașul și cele mai dezavantajate zone ar trebui să fie B, asfaltate C, drumul județean ar trebui să fie B și categoria A, am fi bine să avem demnitatea să recunoaștem că nu o avem. Pentru că nu avem de categorie. Eu vin cu propunerea Balcan. Păi nu te lasă legea, că ce se promovează la nivel de comună, se promovează prin știrbul suprem și la nivel de țară. Stați un pic, nu ne suprapunem în discuție. Toate drumurile care sunt în comuna Balcan și beneficiază totuși de asfalt, să rămân în zona A, iar unii sunt zonele cele mai critice și atunci se aplice în zona B. Hai să spun eu care zone critice. Într-adevăr, Valea Frumoasă, Valea Rudașul, Valea Rudașul, Căsoasa. Și fundul Ghideonului. Ghideonul vine asfalt, dacă mai vinem o dată cu asta, da. Nu mai veniți, că eu am înțeles foarte bine la doamna contabilă, deci, că am ascultat-o foarte bine, că a făcut ceva general. Da. Și ați procedat foarte bine. Să trecem la Valea Ludașului la B, se poate introduce o zonă C, pentru acolo, iar pe vale nici măcar drumul este... Am vrut să Ludașul în linie. Aveam drum acolo? La treaba asta, a fost o idee. Și unii asfaltat. Dar s-a asfaltat. Frânțerii nu i-a asfaltat. Frânțerii, cum? Ei, da, da, alea care se duc la... Nu, domnul Hapkin, terminați intervenția de noastră. Finalizat. Am ceva cu doamna contabilă. Dacă dumneavoastră aveți în vedere și ați prevăzut în proiectul ăsta, ați avut grijă ca, spre exemplu, dacă noi avem un proiect să se mai asfalteze, intră automat. Începând cu anul următor. Așa, este un lucru foarte bun. Începând cu anul următor, cel în care se finalizează investiția. Este un lucru bun ca să nu mai umblăm iar din nou, pentru că nu se știe. Poate la anul sunt posibilități să asfaltăm, să spunem, 300 de metri. Poate la anul celălalt 500 de metri. Și în funcție de cum merg lucrurile înainte. Dar noi discutăm degeaba. Dacă da. Legea spune clar că se trece la categoria A, indiferent de orice teren. Un asfalt. Nu. Dar nu ți impune legea. Dacă o singură zonă. Dacă stabilești o singură deci zonă, se pleacă de la A, oricum ar fi. Deci la A se pleacă, nu de la B sau C. Am propus două. Sau trei, dacă... Trei ar trebui. Dar atunci... Pentru cele mai... Sunt acele două, trei. Călturi, nu se poate... Ala merge cam la C. Și celălalt B și drumul de țeana. Păi nu știu, mi se pare... Valea Rudașului ar trebui... Până, da. Da. Păi de asta zic, Valea Rudașului ar trebui, efectiv, trebuie la ultima categorie, da. La C. Deci haideți să spunem așa. De la un anumit punct, poate mai sus, deci. Poate nu chiar de la prima locuință, să bine exact și locuința de la care până la cât. Dar de la prima, acolo jumătate de drum trebuie să mergi prin apă. Prima casă, numai. Deci haideți să facem așa. Drumurile, terenurile care sunt de o parte și de alta, drumul de țean să fie în categoria A, celălalt cu asfalt, cât pischit, cât în olar, să fie în B, iar celălalt de pe Valea Rudașului, Căpățâna, care cine știe când le asfaltează, să fie în C. Exact. Sunteți de acord? Atunci ce să supunem la acord și ca să-l celălalt și cadă celălalt? Deci, da.
și prundului ce... Păi dar frățenii sunt bine pentru că celălalt prund n-au nici... Păi unde nu e să nu, că iese discuții. Până la urmă. Eu zic că iese discuții. Până la urmă v-ați lămurit. Nu ne-am lămurit. Vă spun eu. Da. Asfaltul, dacă trebuie obligatoriu A, asfaltul la județean rămâne A, clar. Păi asta am rămâne B-ul la schid, că nu dau alte condiții și așa, și rămâne C-ul. Valea Ludașului, Umăria, sectoarele unde nu au loc asfalt și ulițe. În general, ulițe unde nu au loc asfalt. Ne-am zis așa? Supunem la vot și ne zic la următorul punct. Nu o să mai cum. Atunci trebuie să anulăm proiectul, adică forma inițială a proiectului. Supui la vot amendamentele propuse de noi. Vot proiectul inițial. Da. Cine este de acord cu proiectul inițial? Niciunul. Dar niciun amendament n-a spus din zona C. Păi spunem acum. Dar am pus în comisie așa, în sedința mea se pot modifica. Dar se pot modifica, nicio problemă dacă ați voie în comisie și acum se pot modifica. Dar ziceți, doamna secretară, ce ați să completați. Deci amendamentul este un act anexat la procesul verbal și la raportul care l-a specificat dumneavoastră. Noi în raport și în procesul verbal am menționat. N-am știut că trebuie și un... Se poate schimba. Aici se poate vota. Să facem un act adițional. Amendament. Păi am scris aici, numai că nu-i separat. Ați scris, ați menționat în procesul verbal și în raport, dar trebuie amendamentul ca și conținut. Da, îl facem. Îl facem. Rămâne după ședință și îl facem. Dacă se ieși un apropiat din situația asta. Deci, trecem la... Pune la vot forma care am stabilit-o acum. Da. Repetă. Terenul de o parte și de alta a drumului județean rămân zona A. Toate celelalte terenuri care au asfalt, zona B. Iar celelalte care nu au asfalt. Uliți, frânțeni. Eu știu, drumul de acolo. Valea Rudașului, Căpățânei. Uliți, rămân în zona C. Cine este de acord pentru... Forma asta da. De... I-am zis la zi. Da. Trecem la... Mai e ceva? Nu. Sunt ai fi. Eu oricum, așa e un zonă. Da, da, da. Așa că e un gen, în afară din praf și trafic, tot asta ca și la Găpățâna. Încă la e liniște. Da. Da, asta e situația. Asta e, vă dați seama că există consecințe. Da. Acum la input, la impozi. Noi vrem să facem. Problema este că nu o să fie bani, n-ai zis ce facem. Noi vrem să facem, să ajungă comuna asta. Cu ce? Sunt puțini în zona ce? Da. Să nu intrăm în discuție. Păi intrăm, domnul Vieti, intrăm în discuție, dacă vrei, că nu mai. Cu milioanele voastre de eu. Cu banii care scheltuiți aiurea. Haideți, domnul președinte, dați. Da, trecem la punctul celălalt. Cu 7 parcă? Da. Da, cu taxele locale. La proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și altor taxe locale pentru anul 2018. Aici o luăm pe capitole, cel mai bine. Pentru că acum un an nu prea ne-am înțeles. Cred că o rămas exact nu ca cele de anul trecut. Față de anul trecut, nu. Podul fiscal s-a modificat în sensul că a eliminat cei 400 de metri pătrați de teren din intravilan, care erau de altă categorie și care se plăteau ca și curți construcții. Deci această prevedere care a fost introdusă în 2016, în 2017 a picat. Deci la teren se plătește cât ai curte ca și curte, cât ai arabil până ați intravilan, se va plăti la tipul de impozit respectiv. Asta e modificarea de la codul fiscal și s-au mai modificat valorile de la mașinile mai mari de 12 tone. Acolo a venit modificare pe fiecare valoare în parte modificată. Domnule, vă rog, scuze, Sfărinte. La ora 11:30. Proiectul de hotărâre față de cel de anul trecut a propus doar modificarea procentului de la impozitul pe clădirile rezidențiale de la 0,10 la 0,14 și adăugarea unei cote adiționale la IMT-uri de 15%. Astea sunt modificările față de principale față de anul trecut. Ce credere rezidențiale cu primul, nu? Capitolul 1. Ai luăm de la capăt. Am la capitolul 1. Da. Încadrarea terenului locurandu.
prima dată. La clădiri? La clădiri. N-am ajuns, nu, dar ăsta e capitolul 1, de fapt. Impozit pe clădiri. Cota nu intri 0,08 și 0,2? Și 2. Deci 0,08 și 0,2. Da. 0,14 este exact jumătatea dintre ele. Da, așa ați stabilit anul trecut că vreți la jumătate și de fapt s-a stabilit 0,10. Da. Bine, ținând, am văzut să merge pe cealaltă comisie, ținând seama că venitul cetățenilor la valoarea minimă, propun 0,08. Asta e din limita legii, nu-i 0,08? Între 0,8 și 0,8, da. Da, propunerea a fost făcută exact la jumătate, dintre minim și maxim. Deci noi în... Dumneavoastră ați propus 0,14. Da, da, propunerea. Exact, deci noi în comisie am discutat să rămână la valoarea minimă stabilită de lege, fără să mai majorăm noi nimic prin Consiliul Local. Nu e asta care sunt? Astea care sunt între limite nu se majorează de Consiliul, că se stabilesc. Bine, se stabilesc, sunt corectul, dar se stabilesc. Deci nu se adaugă cod adițional, se poate adăuga și cod. Există 0,08 și 0,2. Deci se mai scadă cu 2% față de anul trecut. Da. Asta, colegul meu a spus de zonele rezidențiale, da? Da, clădirile. Eu aș, dacă îmi permit, la zonă, la clădirile rezidențiale. Nerezidențiile. Dar nu supunem la vot de capitol, stai să vedem. Hai să supunem la vot capitolul, nu trecem și ce spuneți voi. Nu? Nu așa? Dar e tot același capitol. Da, tot același capitol, gata. Tot la clădiri. Deci eu aș menționa la zona nerezidențială, care cuprins în problemă între 0,02. Ați propus 0,4, da? 0,08 am propus la nerezidențială. Bun, mulți și la București, dacă vă duceți, nu găsești, găsești 0,4. Deci dar nu găsești, la nerezidențiale 0,8 propus. La nerezidențiale, după cât știu eu, intri 0,2 și 1,3. Deci, dacă a propus, domnul, da, 0,4, asta se așa, de 4 ori mai mult. 0,8 am propus. Da, 0,8 am propus. E mult. Deci este între 0,2 și 1,3. Da, cum am zis eu. Deci ați vorbit de rezidențiale. Da, eu vorbesc de persoane juridice. Și juridice și fizice, dar pentru clădirile cu scop economic. Zicem așa. Pentru clădirile cu scop economic, eu aș propune un 0,3-0,4 maxim. Pentru că e 0,2 minim. Și o lăsăm la 0,3 din cauza avem multe clădiri de București are 0,4. Știți că s-a încasat pe clădiri nerezidențiale anul ăsta? 14.100 de lei la total buget. Atât avem. Dar pare bine la cameră, Maria. Cât de ia, nu-i vorba din asta, dar se duc la 2% care nu fac actele la timp și sunt casa distrus din mult, că nu mai știu cât am dat. Nu, eu deci, am dat bani. Nu știu dacă a fost cineva sancționat și care să fie calculat cu 5% cu cotarea. Toată lumea s-a cam conformat și a făcut raport de evaluare. Dumneavoastră îți propun 0,4 aici, văd aici 0,8. E 0,4 la rezidenția. Ale agricole sunt 0,4. Și se rămâne la 0,3, nici la 0,2, la 0,3. La nerezidențiale, la persoanele cu care juridice. Folosesc în alt scop rezidențial, da. La 0,3. Da, făcând întâi proiectul inițial. Și după aia, se va în faza asta. La capitolul ăsta îl spunem. Da, punem întâi așa și facem un amendament în așa. Cu punem din bucățele așa. Sau luăm... Să pui cu amendament. Nu, să punem întâi forma inițială. Da, pe la forma inițială, la tot proiectul, avem aici mai multe cai. La capitolul ăsta. La capitolul ăsta, ca să ne înțelegem. Deci haideți să supunem la vot. Cine este pentru forma inițială la acest capitol? 2, 4, 5, 6. S-a abținut cineva? 7, Ungureanu. Ungureanu știu că ieșit din moment. Da. Bine. S-a abținut cineva? Împotrivă? 2, 3, 4, 2, 5. 4, 5. Trecem la... Deja mă îndrește. Da, sunt scurte. La terenă. Dacă votăm pe capitolul? Da.
Da, în capitol, mai sunt observații? Normal. Îl luăm așa pe bucățeni? Nu, discut. Nu, discutați, deci ocupați la unul sau acum. Care e următorul capitol? Capitolul 2, cu teren. Doamna contabilă, înainte de a trece, iar din nou vă întreb, totuși este subiectul ăsta. Destul de clar, spune în proiectul domnului Pena, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice, îi trecut cu 0,4. Deci asta să fie forma, asta e votatul. Aici. Dar e trecut de dumneavoastră. Unde scrie? E 0,8 la... O să fie 0,8 dacă-i propus, doamnă, dar eu alea și văd. Alea sunt agricole, domnul Rânca. Doamna contabilă. Alea sunt pentru activități în domeniul pentru, agricol. Scrie, pentru clădirile rezidențiale. Utilizate pentru activități în domeniul agricol. Este 4% prin lege, nu are Consiliul atribuție de mărire sau mărire. Și dacă vă duceți la 0,8 impozit pe clădiri la nerezidențiale, așa a fost și anul trecut. Păi așa a fost pentru că a fost o greșeală acum un an. Le-am dat la 0,8 în toate. Acum 2 ani a fost 0,4. Acum 2 ani a fost altă lege. Păi au fost alte lege că am votat noi. De ce băgăm noi la 0,8? Nu a existat noțiunea de nerezidențială în 2015. Poate alții nu înțeleg. Eu înțeleg destul de clar. Acum 2 ani au fost propus de domnul primar 0,4 la nerezidențiale. Anul trecut. A? Deci nu anul trecut, acum 2 ani, deci eu nu era. Deci acum 2 ani nu exista noțiunea de clădire nerezidențială, era impozit persoană era fizică propus, și impozit era persoană propus juridică. Era propus de 0,4, deci era de domnul primar propus de 0,4. Printr-o eroare, ca să înțelegem, că era și doamna Bornic acolo, am zis în felul următor, să rămână toate mărite cu 0,7%, cam așa, toate, să le dăm toate la jumătate. Dintre care s-o da la jumătate și asta. Și noi acum un an, din eroare, în loc să rămână la 0,4, noi am ridicat-o, că am zis că le dăm toate la jumate. Și erau toate mărite cu 7%, nu le-am dat la jumate toate, doamna contabilă. Acum noi mergem cu... Păi stăm, dar e bun așa pentru dumneavoastră. E vorba de 2, pune la 0. Păi dar era 0,4. Tu terminați, unde cu punctul ăsta? Păi vă dați seama ce înseamnă 0,8 la o clădire. Păi dacă e vorba de 12 milioane într-un an sau așa, și mari valoare, dar... Păi de o persoană e mare. Dar nu e de 12 milioane de o persoană. Tot am spus pentru dumneavoastră, eu v-am spus. Tot anul 14. Eu v-am spus, anul trecut, sau emisorul, e greșit acum. Deci cu propunerea... La punctul, la capitolul 2, impozitul pe teren și taxă pe teren. Dacă sunt obiecțiuni. Dar aici nu, majorare nu. Nu, nu poți nimic. Dacă nu știu, spune la vot. Cine este pentru? Chiarim. Aici vor scădea la cei care vor fi încadrați în o altă zonă. Da, aici nu, dar noi trecem mai departe, dar trebuie să împărtiți A, B, C acum. Da. Capitolul 3, impozitul pe mijloace de transport. O să modifici în funcție de zonă. La mijloace de transport, dacă sunt obiecte. Da, eu. Ziceți, domnule. Exact ce am zis și anul trecut. Văd că iar să vină cu o propunere de majorare cu 15%. Eu propun să rămânem la limita inferioară permisă de lege. Pentru că nu sunt de acord să plătesc mai mult la Balcani decât să plătești la Bacău. Neavând nimic, adică nu nimic, nici jumătate din facilitățile unei reședințe de județ și să fiu obligat să plătesc mai mult impozit pe mașină. Pentru ce? Că o dau prin grob să ajungă acasă? Că trebuie să trec prin noroi și să-mi murdăresc curtea, că primăria n-a făcut trotuare. Așa că eu propun să fie la limita inferioară a legii, fără majorarea asta de 15%, da, care vedem foarte bine că înseamnă în loc de 8 lei, 9 lei, în loc de 9 lei, 10 lei. Și am mai văzut undeva aici, remarcă care am făcut-o și anul trecut, că văd că tot n-am fost luat în seamă, când trebuie să plătești la poliție la Bacău niște numere de înmatriculare, costă 43 sau 45 de lei, la primărie la Balcani e mai scump, sunt 60 de lei. De ce? Numere pentru căruțe, pentru tractoare, pentru
Îmi spuneți și mie de ce să mai pentru scumpere toalele de la poliție. Pentru că cu 60 lei le-am achiziționat și noi. Pentru că noi nu le producem. Căutați noi, o noi firmă, le-am cumpărat. Exact. Cu 60 de lei și cu 60 de lei trebuie să le dăm. Anul trecut le-am dat mai ieftin decât le-am cumpărat. Ați modificat dumneavoastră. Asta înseamnă că trebuie să faceți următorul lucru. Și dacă nu găsim? Să renegociați, nu să regoneciați, cum a zis domnul primar, să renegociați contractele în avantajul oamenilor. Contractul nu se renegociază, că toată marfa se ia de pe SIAP. Nu putem face noi. Atunci căutați mai ieftin. Păi ieftin, cel mai ieftin l-am luat. Nu e cel mai ieftin. Căutați de unde ia poliția română. Probabil că voi poliția română fac ei numeri, eu știu care e problema. Vă faceți abonament la ei. Da, dacă mai vrea cineva să intervine la punctul ăsta. Supunem la vot forma inițială a proiectului. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-a abținut cineva? 2. Împotrivă? 2, 4, 5. Dați-mi la capitolul celălalt, 4. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor. Ce-i rămas? La fel ca mine. Rămas ca una. Da. Singura modificare la ultimul punct, la 475. Pentru autorizația cozi baruri. Așa, de la 200 la 300. S-a făcut modificare față de anul trecut. Taxa pentru eliberarea autorizației pentru activitățile de bar și alte. Dacă vrea cineva să intervină? Da. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Deci. Mai supunem-o, cine este pentru? Dar că în casa nu mai înțelege. La deci o ceva. Deci sunt la punctul, la capitolul 5. Da, taxa pentru reclamă și publicitate. Taxa de firmă. Față de anul trecut a scăzut, că nu i-a mai aplicat cota aceea de 15% sau 20% anul trecut. În loc de 38 de lei, 32 de lei. A rămas la nivelul din lege. Diferența era foarte mică și chiar nu se justifica pentru 8 lei, 100 de lei, 50 de lei, 80 lei sau 6 lei, nu știu cât. Mulțumesc. Capitolul 6, impozitul pe spectacole. Spectacole, da, rămas la fel ca anul trecut, dar nu s-a încasat nimic. Cine este pentru? Da, aveți vă obiecțiuni? Am obiecțiuni. Da, zice. Eu aș propune la organizație pentru mulți, totuși aruncăm noi cu ceva, să rămânem la trecut. Nu, la impozitul pe spectacole, deci aici e vorba de altceva. E o taxă pe care o plătesc cei care organizează. Piese de teatru, piese de teatru, film, și pe parte cu circul. Da, aceea ce să zic, așa. Chiar din trebuie să plătească. Păi da, o ceva, degeaba nu. La taxe speciale, capitolul 6. Da, cine este pentru la... Capitolul 6. Capitolul 6, taxe speciale. Aici o modificare pe care am făcut-o a fost stabilirea unei taxe fixe pentru nunți botezuri. N-am mai stabilit o sumă pe metru pătrat, pe oră, pe așa, pentru că până la urmă e greu de măsurat exact în metri pătrați câtă suprafață are căminul, câtă folosește efectiv și am stabilit o taxă fixă, 1000 de lei pe eveniment la nunți și 500 la botezuri. Vreți să intervine domnul Gânga? Da, aici. Zice. Am zis că totuși să facem un 500 de lei cadou, să lăsăm numai la 500 de lei, exact ca și la botez. Asta să fie un cadou pentru mii. Să lăsăm în loc de 1000 de lei, să-l ducem la 500. Hai de gândit. Ala nu înțeleg. Păi am gândit. Să fac multă cu băieții. Să înțelegeți că noi dăm căminul ăla inclusiv cu curentul. De 500 de lei folosesc numai energie electrică la căminul. Noi nu recuperăm nici măcar cheltuiala pe care o facem. La nu înțeleg bani. De ce? Scați toate taxile. Eu am propus. Ce-ți mai poți face? Păi nu, dacă stai acolo. Eu am propus să fie un cadou. Din partea primăriei, când vedem și noi în tânăr căsătorit, ce face nunta aici la noi, să fie un 500 de lei. Credeți, credeți că dacă sunt două, trei nunți într-un an să răcește bugetul, eu vă întreb. Da, faceți cum vreți dumneavoastră. Da. Cine este pe? Cu ce? Cu proiectul inițial, da. Abține cineva? Potrivă? Două împotrivă. La capitolul 8. Alte taxe locale. Taxe speciale, alte taxe locale.
cum merg piața acum. Aș avea eu aici o completare. Pentru comercianții ambulanți, care fac produse de orice fel de în locurile autorizate în comună, să adăugați, dacă întrunesc condițiile stabilite de legi. Asta ar trebui să fie oricum verificați de poliție. Știu. E bine, vin sau tot felul și... Nu e nicio problemă dacă să adaug. Dacă nu... Da, supunem la vot, dacă vrea cineva să intervină. Supunem la vot proiectul inițial. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? 1, 2, împotrivă. Capitolul 9. Sancțiuni. Sancțiuni. Aici sunt sancțiunile prevăzute pentru nedepunerea la termen a declarațiilor. Care declarații? Declarațiilor privind taxele și impozitele locale. Sancțiuni pe care noi nu le-am aplicat niciodată. Alt cadou pe care îl facem populației din comuna noastră. Pentru că, știți, codul fiscal prevede niște termene de depunere, de declarare, atât privind bunurile mobile, cât și cele imobile. De multe ori populația nu le respectă, nu le depune. Și n-am dat niciodată o sancțiune, dar trebuie stabilită că este între limite. Este stabilită așa și trebuie stabilită. Ne-am pus limita minimă. Dacă vrea cineva să intervină. Fiecare cetățean să vină, fiecare lucră, nu fiecare an. Atunci când dobândește, atunci când înstrăinează, este obligat ca în termen de 30 de zile să vină să anunțe la primărie. Să declare. Înstrăinarea, dobândirea, moștenirea, tot ce ține de bunuri impozabile. Dar când vine, nu e obligat prin lege, doar păi da, și pentru că nu o face, ar trebui sancționați. Sunt care nu vin. Dacă vrea cineva să când cine este pe vrea să mai zic? Nu vreau să mă gândesc. Da, zi. Spre exemplu, eu beneficiam de un tichet de la de 50 de lei pentru fată cu un de veniță. Dar să nu depășească membrii familiei mai mult de 285 pe cap din e luna asta, deja depășesc. Am venit la primărie, am depus imediat declarații și am... ca să nu... ca să nu... Da, dacă nu... Asta e vorba de bani la veniniți de 50 lei. Da, asta e un exemplu, eu am dat un exemplu. E un alt tip de declarație, e vorba de dosarul de asistență socială. Da, dar e un exemplu. Care are niște clauze acolo, pentru că orice modificare la dosarul tău de asistență socială trebuie declarat la fel. Pentru asistat și astea la ce se referă? La mașini, la imobile, la teren? Dacă ai cumpărat o clădire, dacă ai făcut o clădire, dacă ai vândut un teren, trebuie să vii să declari că l-ai vândut cu declarație tip care se depune la organul fiscal. Organul fiscal face recalcularea debitului pe care îl datorezi, dar nu trebuie, obligația este a contribuabilului de a declara aceste modificări. Deci orice modificare se declară... Declar, domnule, că ai venit, că ai încasat bani și te dai impozit pentru mașină. Nu, cu mașina e o porcărie, numai în Balcan se întâmplă așa ceva, pentru că în mașina, în momentul în care tu ai eliberat certificat fiscal, ar trebui scoasă din evidență. Așa se procedează toată România. Doar la Balcan se cer certificate de radiere, peste certificate de radiere, tot felul de hărțoage care nu se mai cer de 30 de ani în altă parte. Deci, cu mașinile, lasă-mă, mai pății ca mine, nu-i nimeni. Și doamna știe. Am, eu figuram la primărie la Balcani și mai știu încă ceva cu mașinile pe care trebuie să mai veniți încă pe la noi, să ne mai vizitați. N-am ce să nu mai vin, eu v-am zis, vă duceți dumneavoastră la poliție la Bacău, pentru că eu am mașinile vândute de ani de zile și încă figurez cu ele acolo. Și dacă nu ați venit să declarați că le-ați vândut, eu am luat certificat, doamne, eu am luat certificat fiscal de la dumneavoastră că am vândut-o, nu? Dar de unde știe primăria că ați și finalizat? Poate ați adus acasă cu el și ați păstrat în buzunar. Dacă nu s-a finalizat tranzacția. Eu vând și eu în momentul în care eu am vândut-o, nu-i problema mea ce face celălalt cu mașina. Dar de la poliție ați scos-o din evidență? Poliția ține evidența cu noi. Deci noi acum, din anul trecut, s-a inventat încă un registru, REMTI se cheamă, privind evidența tuturor contractelor de vânzare-cumpărare. Așa. Deci în momentul de față, orice tranzacție se face pe baza acelui contract de vânzare-cumpărare, întocmit în 5 exemplare, care se înregistrează într-un registru și care... transmite date către serviciul rutier de la Poliția Bacău. Așa. Deci degeaba o radiezi de aici pe baza contractului dacă n-ai radiat-o și de la Poliție din evidență. Adică dumneavoastră spuneți că dacă eu am vândut o mașină
și persoana care a cumpărat-o, după 15 zile o vinde iar, și după încă 15 zile o vinde iar, eu trebuie să plătesc impozite pe mașina aia. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că și la poliție nu mai figurați dumneavoastră ca și proprietar al acelei mașini. Doamnă, eu din moment ce am scris pe certificatul de matriculare înstrăinat către, nu mai e problema mea. Citiți legislația. Acum se face pe baza acelui contract de vânzare-cumpărare. Trebuie să mergeți la poliție, stai să vă spun, eu am cumpărat o mașină la frate. Da. Și mi-a făcut acolo contract. Eu n-am venit la primărie, că au fost niște evenimente și n-am reușit să ajung. Am un programare la Bacău, la Bacău nu m-am dus, m-am programat în februarie. Așa. Ei, când ajungi acolo, atunci îți schimbi certificat de matriculare, nu mă ești fratele meu proprietarul său și plătesc eu. Dacă nu mă duc, rămâne tot fratele meu. Chiar dacă o lua bani și o... Ține de probleme fiecare. Da, asta sunt probleme și care nu... Da, n-are nicio treabă cu asta. Da, cine este pentru? Forma inițială. Trebuie să duci, te aviezi la poliție ca să poți... Corect, altfel degeaba. Interesul fiecăruia, da. Deci... Ce mai duci? Da, următorul punct, nu? Da, următorul punct. Nu cam mai s-a... Aprobarea organigramei. Așa, aici e problema. E proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție în aproape de specialitatea primarului Comunei Balcan. Din câte... Am vorbit la comisie, postul de administrator se desfințează numai cu aprobarea primarului, dacă primarul și cu zilul consiliul local. Dacă primarul nu a făcut, înseamnă că noi vorbim, degeaba spunem că nu vrem să-l aprobăm. Dacă cineva mare, așa am vorbit la comisie și ne-am uitat și pe legii, cât de cât. Da, eu am da, da, domnul Luca spunea mai devreme că nu are bani, cu ce să facă lucruri în am zis eu că nu sunt bani, sunt bani. Sunt programare. Sunt bani. Bun. Deci dacă vreți să faceți economie... Dăm poliția locală afară, administratorul de mafă. O să vorbesc? Da, da, da. Da, zic. Puteți desfința postul ăsta pe care să cheltuiesc bani degeaba și v-ați putea apuca de făcut rigole și șanțuri. Din ce capă de comună vreți dumneavoastră? De fapt. Știu că le faceți, de 27 de ani le faceți. Da, dar eu zic 3 ani. Știți cum le faceți? Invizibil, ca Harry Potter. Le vedeți numai dumneavoastră. Și restul... Înțelegeți? De-aia propun să desființăm... Da. Ziceți, doamnă, mai aveți ceva? Nu. Am... La articolul 5, atribuțiile administratului public. Sunt cele privesc de articolul 112, așa, bine, 1. Va concepe strategii și politici de dezvoltare a serviciilor publice. Și vreau să vă întreb dacă chiar a făcut ceva din ce are el în asta. Se va ocupa de dezvoltarea parteneriatelor, relațiile internaționale cu unități administrativ-teritoriale din alte state, atribuții privind amenajarea spațiilor verzi, atribuții de colaborare cu unitățile școlare din comună, probabil că aici fiind la școală, așa. Atribuții de colaborare cu biroul buget, contabilitate, financiar, contabilitatea gestiunii, audit financiar, impozite și taxe, comportamentul tehnic și urbanism, amenajarea teritoriului, relații cu investitori, management de proiecte, compartimentul achiziții publice, serviciu gospodărire comunală, mediu, transport public local, iluminat public, compartimentul serviciu voluntar, situații de urgență, atribuții de gestionare a serviciului de iluminat public pe raza comunei, răspunde de respectarea normelor de management al calității domeniului său. Aici, primește și repartizează corespondența aferentă întregului aperat de specialitate a primarului Comunei Balcani. Orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către primar, prin serviciul administrativ și care nu contravin legii. Și aici mai are o grămadă de asta. Dar dacă tot e atât de bun și de asta, haideți să-i mărim leafa, domnule. Deci pe adevărat, deci fără glumă. Dacă face atâta treabă care scrie în astea, nu, dar cum nu are? Dacă... Nu are. Alea sunt care îi pot fi atribuite. Nu, domnule, asta scrie special pentru... Nu. Ciprian, tu l-ai citit? Asta este pentru UAT Balcani. Deci asta este strict pentru administratorul de la Balcani. Bun, și întrebați-l deci, pe domnul dar primar, eu nu ce întreb face pe nimeni. El de acolo. Nu, dar nu vreau să întreb nimic, dar dacă tot face toate astea care dar scrie nu le face, așa, dacă... Domnule, dar dacă scrie că eu, dacă nu l-am dat afară, înseamnă că le face. Cum Dumnezeu nu? Cum nu adică? Le face. Deci haideți să-i mărim leafa, să dăm, nu știu, haideți să-l chemăm într-o ședință din Consiliul Local,
să întrebăm cam cât ar vrea să-i dăm, ca să fie... din ianuarie. Vă rog, tare mult. Îl cheamă la și-i da, spune, domnule, dacă ești atât de competent și de bun și de asta. Haideți, domnule, că îți mărim leafa, dar noi suntem... Domnul îmi dă de la mine, dau de la mine, că dau 5 milioane pe an la primărie și cu asta basta. Și da, da, fiind atât de bun, nu-i normal să-i dăm omului să... Nu? Să-l și retribuim după, după atâta, da? Corect. Deci, dacă nu mărim de afa, măcar să rămân pe post. Dacă... Păi nu, dar mărim și de afa, păi tocmai. Păi tocmai. Dar fii, dar, nu, dar efectiv e foarte bun. Deci, mă rog din PSD că am ceva cunoștință pe asta și o să le ia, domnule, la parlament, la guvern, la... Păi așa, să facem manie acum, dacă vrea să... Eu zic să-i mărim de afa. Părerea mea e să-i mărim de afa. Da, nu știu noaptea de ce nu vrei. Deci, domnul, pochiți, da, scuzați că chiar de la două, trei ori m-am axat la punctul 5. E vorba de, ce a spus doamna consilier Chira, de punctele astea. Aș vrea să știu, domnul primar, câte din punctele astea i-o dat? Deși nu m-a trecut pe hârtie. Dar spune destul de clar. Eu am să citesc atribuțiile administratului public sunt cele prevăzute de articolul 112 din legea administrației publice din 2015 pe republicată cu modificări și criteriul de acele prevăzute de lege, precum, dar ascultați, spune destul de clar, precum și cele stabilite de Consiliul Local al Comunei Balcan. Au trecut aproape 2 ani. Am avut și eu multe de făcut în comuna asta. Domnul primar era acolo, domnul vice era acolo. Ce aveam de spus, nota, am rămas numai cu notatul. Deși eu la schid n-am văzut o bancă făcută. Cu greu s-a făcut pe ultima sută de metri niște stații cum s-a făcut. Deci de acum încolo, după cum spune în articolul 5, Consiliul Local, poți să-i dea atribuții, una din, de exemplu, să răspundă de spații verzi. Vreau să fiu și eu la primărie, dau un telefon, domnul administrator, sunteți acolo, am o problemă, mergem sub podul cu tare, vedem, mai merge, nu mai merge, faceți actele care trebuie, să reparăm un pod sau cine-i făcut în comuna asta. Dacă doamna Chira spune că nu-i util, pentru mine e util. Poate mă înțelege administratorul de acum. Pentru mine e util. Supunem la vot. Pot să completez eu? Da, zice. Da. Bune, doamnă consilier, era domnul Petrică și toată lumea, cu toate că știți, trebuie să înțelegem un lucru. 80% din primărie este angajată de fostul securist, actualmente administrator public. Domnul Luca îi datorează 95% din ce are, funcții, case, venituri, tot. Domnul viceprimar actualmente la fel, îi datorează afacere, statut, tot. Angajații primăriei datorează funcția, serviciu, salariu. Așa că degeaba ne chinuim. Salariul muncim pentru salariul. Păi da, munciți, dar dacă nu era el să vă angajeze... Erau alți. Moralmente îi datorați ceva. Da. Așa că, poți să termin? Da, terminat, dar unul zis mult. Așa că, nu știu dacă vorbim și noi vreodată. Când mi-a dat rație acasă, mașină, hai să... Ne-a luat un salariu, ce-a luat un salariu, ce-a luat un salariu, ce-a luat un salariu. Când ați venit în primărie? Când în 2000, când am venit, oamenii ăștia mă cunosc, tu erai copil. Aveam 4 mașini mari, aveam 3 mașini mici, aveam gater, aveam buldozer, buldexcavator, tractor, 40 de angajați, 4 magazinii. 40 de angajați cu acte de muncă și plus vreo 20 la negru, că era voie atunci. Când am venit la primărie, nu mi-o dat nimeni. Păi. Și acum mai am un singur Logan. Ce nu aveați? Ce s-a? Ce nu aveați? Nu, și nu. Nu i-o dat nimeni. Școală. Care a făcut-o printre timp, am, așa. Nu, am făcut, singurul, adică de abateți la fumier. Din trei clase cu liceu, de la frumoasă, dacă te interesează. Dacă mi-e vreați să-mi asigur, dacă nu supune la vot, cine este pentru forma inițială acestui proiect? Și așa votăm la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S-a abținut cineva? 1. Împotrivă? 4. Da. Trece la divers. Mai este cea... Stați că mai este un punct care l-am aprobat la începutul. Dar nu scos chestia... Da. Am vorbit la buget. Ați vorbit la buget. Da.
dăm cuvântul domnului Ciolizel. Nu, poate mai au cineva. Mai vreți cineva să intervină înainte? Da, e diversă. Da. Și domnul e venit, are o cerere, vrea să spună mai mult. Doreanțe. Da. Dar trebuie să spun asta de viață, că sunt și alți care vor să scrie la cuvânt. Și dacă domnul Dungă intervine mereu, eu nici mai am zis mai o plămâncă. Sau au mai mulți. Bă, dar el a spus o dată de două ori, a spus o dată de două ori. Fiecare articol așa mai bine scrie acolo. Dar m-am înscris. Ce? Nu vreau că stai pe zauă. Nu e organizat mare domnul Gânda. Suntem 15 consilieri. Sartu. Are dreptul fiecare. Haideți să ne lămurim. Nu mai mult, dar nu lungim mai mult de 7-8 minute, că nu stăm până sa. 5 minute. 5 minute de la 7. Își formulez fraza concisă. La jumătate, 3 minute. Stăm toată ziua aici. Respectați regulamentul Consiliului Local, cel mai bine așa. Bun. S-a înscris domnul Cionigel, al doilea. Domnul Cionigel, după ce discută toate... Da. Domnul Gânga. Mai vrea cineva să intervină? Mă trec, de fapt. Ce mare. La ori, nu pe da. 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 Domnul Gânga, mi-a zis consilier, zice și dumneavoastră primar. Da, aș vrea ca domnul primar să ne prezinte la termenul următor sarcinile care se cuvin la administratorul public. De exemplu, cine se ocupă, dacă se ocupă de spații verzi, asta e una. Să știu ce rol poartă administratorul public acolo. Că eu chiar am de lucru, vreau să fac ceva comună asta și nu știu cui să mă adresez. Am să mă adresez administratorul public. Dacă mai este până atunci. Dacă mai este, dar dacă nu mai este, nu e nicio problemă. E domnul primar, e domnul vice și apelele la dumnealor. Da. Cum are drag? Pot să spun și eu ceva, domnul Gânga? Da. Dumneavoastră citiți din regulamentul de organizare și funcționare a primăriei. Da. Fiecare angajat al primăriei are o fișă a postului. Da. Din toate atribuțiile alea, există anumite atribuții în fișa postului care nu poate îndeplini. Deci nu poate ceea ce este regulamentul de ordine de organizare și funcționare a primăriei. Da, compartimente. Da. Dar nu toate atribuțiile care le citiți dumneavoastră din regulament sunt în fișa postului. Păi nu toate, care sunt de aici am zis. Dar se strict pentru administrator. Deci pentru administrator. Deci legislația, deci toată legislația. Se dau anumite chestii. Deci nu are toate atribuțiile în fișa postului. Bine, am înțelegeți? Da. Deci fișa postului este altceva. În fișa postului poate să-i dea numai unul. Sau niciunul. Păi, corect. Nu te atâta, a fost scris, da? Da, deci noi bun. Am n-am terminat. Și continuat. Altceva. Lăsați să o terminizeze, doamna. Dați-mi voie, că a spus, s-o cheiat anul, 2017. Deci, de acum încolo, parcurgem un nou an. Iar din nou se face bugetul local. Aș vrea ca pe viitor, și chiar am mare rugăminte, pentru că și noi, consiliere din opoziție, am avut 1000 și ceva de voturi. Și fiecare care ne-a votat pe noi, o contribuit și cu taxă, contribuie cu taxă la Consiliul Local, în egală măsură. Să facem lucrările omenești, să ne consultăm cu toți împreună și să ne apucăm de urgențele care sunt necesare în comuna noastră. Prioritățile care sunt necesare. Fiecare pe sectorul lui, la Ludaș avem consilieri, avem consilieri pe fiecare colț de sat. Știi ce priorități sunt acolo și hai să le facem omenești. S-a făcut ce s-a făcut, nu mai critic, nu mai fac. Ați văzut, am cerut să facă băncuți, n-am văzut o bancă făcută, sper că la anul să facă. Am văzut că domnul primarul și-a dat angajamentul că se face și chiar mă bucură. Așa am început. Și chiar mă bucură și aș vrea pe viitor să nu mai ne mai uităm la consilieri din opoziție. Pentru că noi nu ne reprezentăm pe noi. În persoană. Reprezentăm 1000 și ceva de oameni care ne-au votat. Și cu toți contribuie la bugetul local în egală măsură fiecare. Știm, domnul primar, și o repet, începem anul, hai să-l pășim cu dreptul. Da. Anul ăsta am văzut ce s-a făcut, da, suntem mulțumiți de ce au făcut și unii s-au făcut, sper să facă și în alte părți. Da, eu, Gen. Nu, dar răspunsul. A, de răspunsul, domnul Gânga. Eu nu cred că am făcut de capul meu. La început anului am făcut la aprobarea bugetului, s-a discutat despre toate, deci în buget erau prinse toate lucrările care le-am făcut.
că nu l-ați aprobat, asta e. Am înțeles că n-ați înțeles. Am înțeles că n-ați înțeles, da? Eu taxe și impozite, că toți plătim taxe și impozite. Știți cât bani s-au colectat din taxe și impozite la Comuna Balcani pe anul 2017? 4 miliarde și 800 de milioane. Atât, 4 miliarde 800. Și care vine sunt toți banii. Stai, nu-s banii noștri, puțin. Bună răbdare, da? Și din amenzi încă vreo 4 miliarde 200. Din la Consiliul Județean nu mai vin vreo 3 miliarde și ceva. Și lucrări totale am făcut în afară de salarii. Că eu iau bani din salariul tău și tu iei bani din salariul meu, dacă din taxe mele, scuzați. Și lucrări s-au făcut de 15-16 miliarde. V-a deranjat poate podul ăla, după câte am înțeles eu din Olani. Nu, dar n-am făcut diguri pe schid, n-am făcut două poduri pe schid la Rățeni și podul de la tine de acolo. Și o aripă de pod a fost. Păi, ce era necesar, am zis, ce era urgent. O aripă și a fost bani separat. Am vorbit separat. În două, trei ședinți când ai zis de două poduri alea. Am zis că la anul mă ocup de ele și le fac, le fac și pe ele. Le prind la buget. Dar dacă noi scadem, că eu știu că prinde bine la cameră, fără tax și impozit. Tot globul pământesc din taxe și impozite se fac, trăiesc. Din asta trăim și facem lucrări. Numai o frază despre bugetul local, ca să înțeleagă fiecare, eu nu că nu am fost de acord cu bugetul local inițiat de dumneavoastră. Da. Eu am vrut ca anul trecut să fie nu 5% la dezvoltare, să fie 10%. Ce? Atât au fost. Ce înseamnă dezvoltare? Deci atât acest. Secțiunea de dezvoltare. Lucrări noi înseamnă. Da. Da. Care necesită alte lucrări. Da. Păi, am înțeles, dar acum 2 ani a fost 10%. Fiindcă era drumul ăla de PNDL. Și anul ăsta a fost 5%. Păi, era drumul ăla, asta a fost. Era PNDL-ul, lucrarea în execuție PNDL-ul ăla, PNDL-ul 1. Și de asta era 10%. Dar eu pun toți banii, că dur tot acolo am vrut. Deci am fost de acord cu bugetul dumneavoastră. Dacă nu la investiții, nu mai poți umbla la banii aia până la sfârșitul anului. Eu am înțeles. Din schimb, din buget la investiții, poți să bagi prin hotărâre. Bine, cu acordul meu. Cu asta să văd ce da, hai. Domnul Eugen. Am acordat timpul domnului primar. Corect. Nu, dacă aveți, scuzați, nu mai intervin. De acum aș nici... Eu nu eram. Domnul Ciorința. Eu sunt. Vă vreți să-mi intervi? Un minut. Hai. Da. Acordat un minut. Uitați-vă pe ceas. Conform legii, da? Respectați legea și pentru mine. Da? Tot pentru cameră, observ că și dumneavoastră tot bateți monedă pe faptul că opoziția nu va vota bugetul. Și într-adevăr... Din Gânga, domnul Gânga, într-adevăr, n-aveam cum să înțeleg de ce să cheltui 870 de milioane cu telefoanele. N-aveam cum să înțeleg de ce să cheltuie vreo 3 miliarde și ceva cu motorina. N-aveam cum să înțeleg de ce să cheltuie vreo 3 miliarde și ceva cu administrator public și poliție comunitară. N-aveam cum să înțeleg nejustificarea încă vreo 4 miliarde care nu mai aduc acum aminte exact la ce erau folosite în bătaie de joc. De-aia nu v-am votat bugetul. Așa că chestiile astea care le invocați dumneavoastră, nu știu, poate prind în altă parte. Păi asta vreau să zic. Bun, am mai văzut și pe eu, am auzit când m-am uitat la cine nu trebuie, de 2 milioane de euro. Că Luca fură 2 milioane de euro din primărie, taxe și impozite de 2 milioane de euro. A făcut un calcul o persoană, Popa Cosică, ăla cu ochiul, din 8 clasari. Asta e. Și au auzit la dispensar un consilier de la noi că Luca în primărie intră taxe și impozite 2 milioane de euro. Și s-au stat omul ăla acasă, au zis că 3.000 de locuințe care sunt la noi în comună, dar nu sunt 2.400, dar eu gândit-o la 3.000. O zis că el plătește 10 lei pe an, care o singură casă, taxe și impozite. Una cu alta o să o cotită la 2 milioane, dar nu există 2 milioane să plătească o familie, 2 milioane taxe și impozite la primărie. 300 ori 200, 6 miliarde. De unde scoate omul ăla 2 milioane de euro? Păi dacă am avea 2 milioane de euro Comuna Balcani, vă dați seama, nu când numai trotuare. Că nici, 2 milioane de lei. Da, 2 milioane de euro. Uitați-vă și pe Facebook și uitați-vă și vă aduc mari. Da, poduri suspendate pe povad. Pot să vă spun, a zis acum un minut că nu există familie care să plătească 2 milioane... La plătire. Nu. Taxe și impozite sunt în jurul una cu alta sau cu două. Unul cu 10 lei, unul cu 10 milioane. Păi, dar imediat e făcut din ochi, nu din capul meu. Ăla a judecat bine și am venit și am întrebat la
Da, fiscul de, da. Dăm cuvântul domnului Ciocinia. Ioane, eu am să încep exact cum am început data trecută. Încercați să citiți mai mult legile, să cunoașteți mult mai bine. Aceeași oră de dirigenție ați venit? Da, exact pentru aceeași oră de dirigenție. Cum ar fi statul? Dar nu mai stau. Nu mai stau dacă te plictisesc. Îți spun o chestie. Din prima dată, ceea ce spun eu conform legii, sunt recomandări. Dumneavoastră aveți dreptul să-l vine ca secretară, notați tot ce spun eu. Și vă să-mi dați răspuns, dacă nu țineți cont de recomandările care le fac, îmi dați răspuns în scris. Să fie clar. Recomandările astea, uitați, o să ajung una la secretară, ca să vă citesc o parte din ele. Proiectul ăsta care l-ați făcut astăzi este nelegal. Domnul primar, stați de 17 ani sau 18 ani în primărie, habar n-aveți să faceți un proiect. Citiți? Care habar? Este un proiect. Dar știți cine face un proiect, cum se face un proiect în primăria Balcat? Știu în alte primării nu știi nimic. Nu stați un pic așa. Domnul Ciocinel, dacă aveți o problemă la ordinea de zi, la punctele la ordinea de zi. Asta e de ordine de zi. Păi dar care proiect spune asta? Ziceți. Uitați la știi proiect de hotărâri privind organigram. Bun, spuneți în specificat. Care e problema acolo? Care este problema? Ilegal. Vă citesc din articolul 6. Un proiect de hotărâri se pune cu 30 de zile înainte de a se aduce pe baza discuției. Clar? Unii se pun la parlament. Dar se depune la secretariat. Și dumneata ai făcut astea, uite aici așa, eu asta v-am vrut să văd, uite aici pe ce data are lucru. Sunt 30 de zile din data dacă citești e altul. În termen de 30 de zile, nu înainte cu 30 de zile. În termenul de 30 de zile. Știți cum e treaba? Citiți ce spune, în termenul anunțul referitor la elaborarea unui proiect. Documentați-vă mai bine acasă și nu veniți documentat aici. Va fi adus la cunoștința publicului cu 30 de zile înainte. Așa. Mai avem program. Noi avem program de legislația acolo. Următoarele recomandări. Așa, ca să fie pentru dumneavoastră. Altă întrebare. Se pune altă întrebare. Să numiți un secretar care să stea pe funcție și să-și facă datoria. Așa. Secretarul nu se numește, se secretar. Nu mă întrerupiți, lăsați-mă să termin. Păi nu vorbiți apelație, efectiv apelație. Nu poți să numești, domnule, dă examen la... Vă spun eu, da. Se dă examen la București pentru ocuparea postului, nu se numește de către primar sau de viceprimar sau de consilier. Băi, stai puțin așa, știți cu treaba, citiți. Eu citesc legea și o știu mai bine ca dumneavoastră. Până la examinare să numească unul, să nu se zice tot schimb în fiecare zi. Prin dispoziție. Asta am terminat. Este o dispoziție. Să lucrez la cunoștință adus. Da, este dispoziție. Este dispoziție. Este primarul comunei. Bun. Asta să știu, dar să sistemați, domnule, să sistemați panoul ăla de publicitate acolo așa. Vreau să văd și eu hotărârile Consiliului din luna trecută și exact dumneavoastră aveți obligația. Să țin afișate hotărârile? Poftim? După lege știți că se țin afișate la mână obligitate? Dar dumneavoastră știți că trebuie. Citiți legea, că să vedeți că aveți obligația să puneți la panou. Știu legea mai ridicat dumneavoastră. Bun. Foarte bine, măcar dacă le știi, să respectați legea privită. Domnule, exact, apropo de discuția care a ridicat-o acum cu... Păi dacă a discutat-o el și eu mi-a spus. Nu, pentru că n-a înțeles-o. Ce? Articolul 112 spune așa, dumneata le faci numire sau faci actul la primar, după ce el a obținut funcție, printr-un examen, pentru că postul se ocupă. Citeți-o, vă spun eu, aliniatul 2 de la articolul 112. Legea care? 102, legea 215 din 2008. Dar legea administrației de 10 ani o știi. Da? Îi lucrăm cu legile administrației de ani de zile și de zi de zi. Dacă vrei să-i vorba asta. Nu, stai să-l... Spune că articolul 112 spune că primarul numește așa în funcție. În condiții legii. Și condiții legii ce înseamnă? Respectând legea, nu? Niște atribuții. Respectând legea. Atribuțiile care sunt aprobate de Consiliul Local, așa, că asta spune dânsul, atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească un concurent. Atribuțiile care se îndeplinească concurentul, care participă pentru ăla, trebuie stabilite de Consiliul Local. Iar postul se ocupă prin concurs. Da. Dar putea să mai rămâneți dacă... Da?